Mica grădinăriță A fost odată o mică grădinăriță care trăia într-o grădină magică într-un locaș ascuns de ochii tuturora. Bineînțeles, ea auzise că erau alte grădini frumoase și alți grădinari, la fel de iscuziți ca ea, dar refuza să întâlnească de teamă să nu-i dezamăgească. De teamă că nu e la fel de bună ca și ei. Până într-o bună zi, când, în drum spre casă, fu surprinsă de o ființă magică admirându-i grădina. Era zâna grădinilor. Toată lumea vorbea despre ea, însă nimeni nu o văzuse vreodată. Înainte ca mica grădinăriță să poată spune un cuvânt, magnifica zână îi făcu semn să închidă ochii și să asculte cu atenție ce avea să-i spună. Ca prin farmec, ochii micuței grădinărițe deveniră grei, în timp ce o mireasmă dulce de flori o transportau în adâncul ființei sale. Și acolo, înconjurată de minunile ei, o parte din ea a început să alunece într-un somn liniștitor, în timp ce cealaltă asculta cu atenție cuvintele magice ale zânei. Dragul meu copil, cum ar putea alții să îți admire magnifica grădină dacă tu le ascunzi existența? Uită-te la minunatele tale flori, ele au nevoie de îmbrățișarea blândă a soarelui pentru a crește și a înflori. Au nevoie de albine pentru a-și asigura perenitatea. De pământ pentru a-și germina semințele în sânul său dătător de viață. Au nevoie de dragostea și de munca ta, însă ele au nevoie și de ochii altora pentru a-și îndeplini misiunea. Vezi tu, Dragul meu, copil, fiecare floare și fiecare plantă din grădina ta are rolul ei. Precum tu și eu, precum și ceilalți grădinari. Din sămânță, cu toții avem rolul nostru. Cu toții avem nevoie de aer, de alimente, de apă și de dragoste. Avem nevoie de lumină să creștem și de întuneric să ne odihnim. Toate acestea sunt energii vitale pe care le primim doar prin împărtășire. Rolul soarelui este de a străluci, nici prea puternic, nici prea timid, și de a împărtăși căldură și lumină. Rolul pământului este de a ne primi, de a ne hrăni și susține prin împărtășirea bogățiilor sale. Rolul ploii este de a îmbăia pământul pentru ca viața să existe. Rolul zilei este de a ne învăța lecțiile vieții, de a ne minuna și de a ne încânta cu frumusețea ei. Rolul nopții este de a ne liniști în întunericul ei odihnitor. Noaptea împarte cu noi energia somnului. Ea ne ajută să solidificăm lecțiile zilei și să ne transportă în ținutul magic al viselor. La fel și grădina ta, copilul meu. Fiecare floare, fiecare plantă și copac are rolul său pentru tine și pentru întreaga viață. Privește-ți atentă grădina. Ascult-o. Râul plin de viață curgând prin grădina ta are puteri magice de vindecare. Ascultă-i șoapta simte calmul răspânzindu-se prin tot corpul tău. Când vrei să-ți amintești ceva important, privește-te în reflexiile sale. La început, imaginea se va mișca în ritmul undelor. Continuă să privești până când îți vei vedea întreaga imagine. Încearcă acum acest râu, copilul meu, își are sursa în leagănul vieții însăși și este aici pentru a fi împărtășit. Vezi tu, și florile tale trebuie să împărtășească splendoarea lor cu alții. La fel ca tine, alți grădinari au minuni în grădinile lor fără să știe și aveți nevoie unii de alții pentru a le descoperi și împărtăși. Plantele și florile tale au nevoie de asemenea să se descopere. Ele sunt ca noi, ființe vii, sociale ce au nevoie de companie. Prin amestecarea lor cu celelalte, ele creează noi specii, noi culori, noi parfumuri și își îndeplinesc rolul de a perpetua diversitatea și frumusețea vieții. După cum vezi, copilul meu, viața este posibilă doar prin împărtășire, și doar împărtășind-o descoperim comorile sale. Tu nu ești singurul grădinar căruia este frică de privirea și judecatea celorlalți? Și ceilalți se tem de a ta. Dar asta pentru că nu te cunosc. Ei nu au văzut ca mine magia ta, nu au văzut frumusețea grădinii tale nici tu nu ai văzut frumusețea grădinilor. Și drept să spun, nici măcar frumusețea grădinii tale. Este prin efectele sale binefăcătoare asupra celorlalți că te poți minuna de frumusețea ei și numai atunci îți îndeplinești și tu rolul tău. Dormi acum, copilul meu, protejat de forța acestor cuvinte, ce te înconjoară ca un balon magic, unde numai dragostea și bunătatea pot intra. Odihnește-ți inima și lasă-ți sufletul să te învețe știința vieții. Lasă universul să-ți vorbească în vis și trezește-te în fiecare zi mai înțeleaptă, mai bogată, mai puternică și mai încrezătoare în tine însăți și în magia vieții. Cu fiecare răsărit de soare, trezește-te sănătoasă, înțeleaptă și puternică și fi pentru ceilalți credinari ce este soarele pentru viață. Somn ușor.